Bună ziua, mă numesc Eugen Modrișan și sunt trainer la Magic Engineering din Brașov, firmă care este parteneră la SOS System. Bine ați venit la acest webinar. În cadrul acestei prezentări veți avea microfoanele oprite de către organizator pentru a elimina zgomotul de fond, dar veți putea pune întrebări în zona de chat, la care voi încerca să vă răspund la sfârșitul prezentării, astfel încât să ne putem încadra cam într-o oră. Vă voi prezenta două soluții pentru reverse engineering în Katia V6, integrată în platforma 3D Experience, varianta on cloud, versiunea L2017X, în care se salvează baza de date. Prin reverse engineering se poate obține un model 3D, plecând de la un nor de puncte captat de pe geometria unei piese existente, de exemplu, cu ajutorul unui scanner 3D sau a unei mașini de măsurat în coordonate. Se poate aplica dacă se dorește multiplicarea fizică a unei piese sau dacă se dorește integrarea acesteia în procesul de design, dar nu există suficiente informații pentru fabricarea acesteia sau pentru digitizarea și detalierea ei. Aceste soluții, pentru aceste soluții am acces pentru că mi s-a acordat rolul de aesthetical shape modeler și putem vedea aceste roluri și dacă dau click pe unul din cadranele acestui compas. De exemplu, dacă dau click pe My 3D Modeling Apps în partea de stâng din stânga, putem vedea aici rolurile care mi-au fost alocate și în funcție de rolul selectat, se afișează în partea de jos aplicațiile specifice acestuia. Pentru Aesthetical Shape Modeler s-au afișat aceste aplicații, care sunt aplicații de Catia. Catia vine cu soluția completă de aplicații legate de reverse engineering, dar, după cum spuneam, eu vă voi prezenta doar două dintre acestea, și anume Digitized Shape Preparation și Digitized Shape to Surface, care au evoluat din Catia V5, din Digitized Shape Editor și respectiv Quick Surface Reconstruction. Puteți să puneți aceste aplicații în secțiunea My Favorites cu drag and drop. În My Favorites, aplicațiile se afișează în funcție de rolul selectat. De exemplu, dacă aș selecta și Industry Innovation, se vor afișa și aplicațiile care sunt sub brandul Enovia. Dacă aș vrea să văd toate aplicațiile permise de aceste două roluri care se află sub brandul Enovia, ar trebui să accesez partea de sus a compasului,
My Social and Collaborative Applications. Și după cum vedeți, s-au afișat aici. Cu click în partea jos a compasului, accesez aplicațiile sub brandul Simulia, iar cu click în partea dreaptă pot accesa aplicații specifice platformei TD Experience. Bineînțeles, dacă rolurile selectate vă permit acces, dacă aș selecta acest rol, se afișează aplicațiile aferente și dacă aș da click pe 3D Dashboard, se va deschide în browser dashboardul meu în care mi-am pus un singur widget care se cheamă 3D Space My Collaborative Spaces. Aici mi-am creat spațiu de 3D pentru webinarii. Spațiul 3D în care mă aflu, îl pot vedea și din Catia. Dacă dau click pe Home, pot să schimb spațiul 3D doar dacă în prealabil am salvat modelul 3D. Eu am importat deja un nor de puncte. Cu click pe plus în Digital Shape Preparation, așa că o să schimb workbench-ul. Deci click pe plus, peste cetuța de la Imports, Digitization File și puteți vedea aici toate formatele pe care le pot importa. Acestea acoperă toată gama de fișiere de pe piață pentru noruri de puncte. În funcție de formatul selectat, de exemplu pentru ASCII RGB, pot să filtrez norul de puncte la importare, reducând numărul de puncte. Pentru 100% se vor importa toate punctele din norul de puncte din fișier. Un nor de puncte poate fi adus la o anumită scară și într-o anumită unitate de măsură. Eu am importat un fișier STL pentru care am posibilitatea să creez un mesh direct din import. Meshul în Catia este discretizat în elemente triunghiulare, iar cu această opțiune bifată se va crea un triunghi în fiecare câte 3 puncte alăturate din norul de puncte. Dar chiar dacă nu am această posibilitate de a filtra norul de puncte pentru formatul STL, nu este o problemă pentru că pot folosi comanda filter din Digitize Data. Cu această comandă am posibilitatea să reduc punctele în mod uniform, dacă mă aflu pe homogeneous, sau pot să concentrez punctele de-a lungul razelor cu acest adaptiv. Dacă dau click pe Homogeneous și click pe norul de puncte, se afișează această sferă care se află într-un punct din norul de puncte și are această rază. Mai departe, după Apply, se vor șterge
sau se vor șterge dacă am bifat physical removal sau se vor ascunde punctele dacă nu este bifată această opțiune. Se vor ascunde toate punctele din interiorul sferei, apoi sfera se va muta în alt punct, se vor șterge punctele din nou și se va repeta procesul până când vor fi parcurse toate punctele din acest nord de puncte. Eu o să specific o valoare mai mică, de exemplu 2 mm. Apply și vedeți că am redus uniform acest nord de puncte. Pentru că nu am dat physical removal, pot să revin la starea inițială a nodului de puncte cu acest reset. Și o să merg pe adaptive, o să folosesc o valoare mai mică. Și observați că punctele sunt mai concentrate de-a lungul razelor, de-a lungul racordărilor și că nu sunt distribuite uniform în zonele plane. Și nu sunt distribuite uniform pentru că nici în nodul de puncte inițial nu au fost distribuite uniform, dar am posibilitatea de a le uniformiza dacă dau click pe acest maximum distance și vedeți că din nou a apărut această sferă, dar de această dată se vor păstra toate punctele din interiorul ei. O să o fac mai mică, 1 mm. Apply și vedeți că am putut să uniformizez punctele în zonele plane. Îi dau un OK. Se pot importa și mai mulți nori de puncte care pot fi aliniați între ei cu aceste comenzi sau care pot fi uniți cu Match Clouds, dezasamblați sau un nor de puncte poate fi împărțit în doi nori de puncte cu acest split. După ce am editat nulul de puncte, pot să-l transform în mesh cu această comandă, Mesh Creation, și am două opțiuni. 2D Mesher se aplică pentru piesele mai simple care pot fi proiectate într-un plan. Eu o să merg pe 3D Mesher și dacă îi dau un apply cu fără să am nimic bifat la parametri, se generează acest mesh prin fiecare punct al norului de puncte. Din această comandă pot să văd în preview opțiunile de vizualizare. De exemplu, dacă dau click pe triangles, se afișează triunghiurile și aș putea să măresc dimensiunea lor dacă modific acest parametru. Dacă i-aș pune o sutime, observați că a mărit elementele triunghiulare și pot să le măresc și mai mult.
Dar observați că au fost unite și găurile pe care nu aș fi vrut să le umple. Și atunci pot să folosesc această opțiune, Neighborhood. Din nou a apărut această sferă și ea va păstra toate elementele triunghiulare din interiorul ei. Dacă îi dau o valoare mai mare, vedeți că nu mai sunt umplute aceste găuri. Mai sunt câteva găuri în mesh și aș putea să le unesc și pe acestea dacă măresc această valoare. Eu o să las așa. Un mesh în primul rând, un mesh poate fi vizualizat cu rețeaua triunghiulară dacă intru în proprietăți și merg pe Display Modes. Și aș putea, de exemplu, să vizualizez aceste triunghiuri. OK. Mai departe, un mesh poate fi reparat cu Mesh Preparation. Și la prima rulare a acestuia sunt identificate toate defectele meshului. Acestea se pot repara cu click pe crucea roșie, individual sau toate odată cu click aici. Apoi apare acest meniu pentru îmbunătățirea mesh-ului. Și, de exemplu, aș putea să umplu toate găurile cu acest Hole and Boundaries. Iar mărimea lor o pot specifica trăgând de această bară. De asemenea, pot crea granițele libere ale acestui mesh. Dacă merg la maxim, vedeți că s-au selectat și acestea. Punctele, găurile pot fi umplute fără instalare de puncte și, de exemplu, pentru acest dreptunghi se va trasa diagonala pentru a-l împărți în două elemente triunghiulare sau în interiorul ei pot fi inserate puncte care va crea rețeaua triunghiulară, iar triunghiurile vor avea muchile mai mici decât această dimensiune. După ce sunt umplute aceste găuri, e posibil să se genereze alte defecte în aceste zone și această comandă vă va avertiza legat de acest lucru ca să o puteți rula din nou și să corectați și defectele create. Eu o să creez mesh-ul cu acel Create Facets, dar mai întâi o să aduc nodul de puncte la starea inițială.
dublu click pentru editare, pe numărul de puncte, Options, Create Facets, OK. Și voi trece mai departe la crearea rețelei de curbe care îmi va defini o anumită suprafață. Curbele, comenzile pentru curbe sunt în wireframe, dar le putem regăsi și în Digitized Shape to Surface. Înainte de a crea aceste curbe, va trebui să izolez o parte din mesh, pentru că generarea suprafețelor depinde și de zona activă a mesh-ului. Putem identifica două zone complexe în acest număr de puncte. Aici ar fi o zonă. Și una ar fi aici. Dacă privim meșul de sus, putem observa că el este curbat în această zonă. Voi activa doar această porțiune din mesh și pot să fac acest lucru cu Activate. Clic pe Activate, clic pe Mesh și aici am mai multe posibilități de selecții. Selecția va fi un profil închis în planul ecranului, extrudat perpendicular pe ecran și poate fi un dreptunghi, un poligon sau format dintr-un spline. Eu o să folosesc acest poligonul. Trasez acest contur, dublu click pentru a încheia selecția. Și dacă rotesc modelul, observăm că selecția a fost creată de intersecția acestei prisme cu mesh-ul. Pot să reduc această selecție dacă trag de manipulatorii din capetele acestei prisme. Verific ca selecția să fie în interiorul acestui trap, inside trap, dar și dacă ar fi outside trap, nu ar fi o problemă. Pot să-i dau validate trap. Vedeți că s-a selectat mesh-ul în exteriorul selecției, dar pot să îl să readuc selecția din interior cu acest swap. OK. Am izolat porțiunea de mesh care mă interesează. Aș putea să trec la trasarea curbelor, dar înainte voi face o analiză de curbură pentru această bucată din mesh, pentru a evita zonele curbate.
Bun. Click pe curvatul mapping. Selectez mesh-ul și dacă dau apply cu această valoare implicită, va trebui să fiu în primul rând pe un mod de vizualizare cu material, cum ar fi acest shading with materials. Observăm că distribuția curburii este difuză cu această valoare. Aș putea să o măresc pentru a o uniformiza. Dacă i-aș pune 5, aș putea identifica mai bine zonele curbate. OK. Curbele aș putea să le trasez rapid cu acest curve on mesh. Selectez mesh-ul și trasez conturul. Am posibilitatea de a modifica continuitatea următorului punct dacă dau click dreapta și aleg, de exemplu, tangent continuity. Eu o să las point continuity. Click dreapta, close curve pentru a închide conturul. Aici a considerat continuitatea în tangență, aș putea să dau undo, control Z. Mai dau un control Z. Click, close curve. Și vedeți că s-au obținut curbe de ordinul 5 formate din câte un segment. Aș putea să modific aceste valori dacă dau click pe acest dimensions, edit distance. Și dacă, de exemplu, aș micșora numărul de ordine al curbei, de exemplu, dacă aș pune 4, observați că am simplificat curbele, dar eu aș vrea să am linii și atunci ar trebui să am aici 2 și aici 1. Dar vedeți că această comandă nu poate să realizeze linii și atunci o să folosesc o comandă care a fost introdusă în această versiune de CATIA, și anume Curves Network Preparation. Și în mod similar pot să trasez conturul. Click pe Mesh. Dar în schimb am posibilitatea de a modifica acești parametri individual pentru fiecare curbă. Am zis că vreau să am linii și atunci o să pun 2 și 1. Și vedeți că a putut să le facă. A ieșit din această toleranță, dar ea este suficient de mică pentru ce doresc eu să realizez. Este vorba despre deviația curbei față de mesh. Validez curba și procedez la fel pentru celelalte curbe. Am și posibilitatea de a vizualiza curbura acesteia cu această opțiune, Porcupine Analysis. După ce transform curba în linie,
vedeți că nu se mai afișează pentru că nu mai este curbată. Este de fapt o linie. Și aș putea să editez curbele din comandă cu acest curve edition. De exemplu, aș putea să modific continuitatea în acest punct cu click aici. Trec din nou pe modul de creare. Am realizat și ultima linie. Aceste valori pot să le editez și după ce ies din comandă. Dacă, de exemplu, dacă validez selecția, curba creată, cu dublu click, intru în modul de editare acesteia și vreau să fie și această linie. Mai departe aș putea să creez suprafața cu ajutorul acestor curbe folosind PowerFit sau Surface Network. Cu PowerFit pot să selectez direct aceste curbe, selectez norul de curbe, norul de puncte și apoi selectez conturul. Și vedeți că mi-a creat această suprafață care se află în această toleranță față de mesh. Aș putea să reduc această toleranță bun, dar să vedem cum putem să o creăm și cu acest Surface Network. Pentru a putea folosi această comandă, va trebui întâi să creez rețeaua de curbe. Și o pot crea cu acest Curves Network. Pot selecta individual curbele și nodul de puncte sau le pot selecta direct într-o fereastră. Clic pe OK și am creat rețeaua de curbe. Apoi aș putea să creez suprafața cu acest Surface Network. Selectez întâi rețeaua de curbe, apoi norul de curbe și aici putem regăsi aceiași parametri pe care am văzut la PowerFit. Pot să micșorez toleranța, 0,2, Apply, OK și am obținut această suprafață. Mai departe aș putea analiza deviațiile acesteia față de mesh. Și pot să fac acest lucru cu Deviation Analysis. Selectez mesh-ul, suprafața pe care vreau să o analizez. Din nou trebuie să fiu în mod de vizualizare cu material. Clic pe Texture pentru a vedea distribuția culorilor. OK. Și dacă ascund mesh-ul și suprafața, putem să vedem distribuția acestora. Aici putem vedea deviațiile maxime în care se încadrează suprafața, dar aș putea să modific aceste limite cu dublu click.
Și dacă aș vrea ca suprafața să se încadreze, de exemplu, într-o toleranță de 40 în față de mesh, atunci pot să stabilesc deviațiile de plus minus 0,2, în care să se încadreze această suprafață. Și, după cum vedeți, nu mai am zone roșii sau albastru închis. Deci se află în toleranța impusă. Similar, pot să procedez și pentru cealaltă suprafață complexă. Activez întâi tot mesh-ul. Pot să activez cu clic pe această opțiune. Ca și informare, un mesh poate fi izolator de câte ori. De exemplu, acum aș putea să îl izolez și mai tare. O să selectez acest inside trap. Bun, dar spuneam că pot să revin la starea lui inițială dacă dau click pe Activate All. Ziceam că procedez similar și pentru această suprafață. Eu am făcut acest lucru aici și aș putea să procedez similar. Creez întâi rețeaua de curbe. Și apoi suprafața cu Surface Network. Păstrez aceiași parametri. Bun, și am obținut această suprafață de o calitate destul de bună. Rămâne de văzut dacă se încadrează în toleranța impusă. Se observă că în această zonă nu se suprapune foarte bine peste mesh. Și dacă editez analiza de deviații, pot să șterg suprafața de la Tool Measure și să selectez suprafața care mă interesează. OK. Dacă ascund mesh-ul și suprafața, observați că în aceste zone nu se încadrează în toleranța de 4 zecimi. Și atunci aș putea să măresc rețeaua de curbe și să repet procesul. Eu am făcut deja acest lucru aici și voi proceda similar. Creez rețeaua de curbe, suprafața și observați că de această dată, pentru că rețeaua este formată din mai multe contururi închise, au apărut și aceste simboluri care semnifică tangența dintre fețele suprafeței ce urmează a fi generată, încadrată în această toleranță.
Nu mă interesează tangențele față de contur exterior și pot să le modific în continuitate în punct. Și după apply am obținut această suprafață care, după cum vedeți, se suprapune mai bine peste mesh. Și dacă editez analiza de deviații, putem observa că de această dată se încadrează în toleranța de 40 față de mesh. Dar am obținut o suprafață formată din mai multe fețe conectate între ele în tangență. Aș putea să obțin o singură suprafață dacă folosesc comanda Simplify Surface din Generative Shape Design. Eu am folosit-o deja aici. Și aș putea să las suprafața așa sau așa, dar aș vrea să vă arăt cât de simplu este să creați acum racordările între fețele unei suprafețe complexe cu această comandă nouă. Și dacă examinăm în lumină această suprafață, am putea identifica o racordare care se ramifică apoi în alte două ce se unesc în această zonă. La fel, aș putea să văd mai bine aceste curburi cu curvatul mapping. Și voi crea întâi curbele pentru aceste racordări cu această opțiune. Deci clic întâi pe mesh cu fillet curves. Și pot să specific offset-ul acestor curbe. Aș putea să reduc acest offset. Validez curbele. Și aș putea să le creez și pentru aceste zone. O să pun o valoare mai mică. Enter. Pot să validez curbele, apoi pot să procedez la fel și pentru această zonă.
le pot edita cu acest Curve Edition. Trăgând de vertex. Pot să dau un undo pentru că nu am selectat ceva corect, Ctrl Z. Bun, și aș putea să le conectez cu această opțiune, Connect Curves, dintr-un singur click. Încadrez vertex și din capătul curvelor mediane în acest cerc, clic și observați că le-am conectat. La fel pot să procedez și în această zonă. Apoi aș putea să editez și aceste curbe. Pot să adaug puncte, pot să le modific poziția, să modific tensiunea în punctele respective și direcția de tangență. La fel pot să procedez și aici. Apoi, aceste curbe le pot conecta de rețeaua mea de curbe. Tot cu această comandă. Clic pe Mesh. Și observați că automat mi-a creat continuitate în tangență cu aceasta. Eu am creat aceste puncte, aceste curbe, aici, și aș putea să mă folosesc de ele pentru a recrea suprafețele încadrate în contururile definite de acestea. Și mă voi folosi de rețeaua de curbe, de mesh, dar și de această suprafață simplificată. Am creat deja aceste suprafețe cu Power Fit. Și ziceam că am selectat cloud-ul, mesh-ul, suprafața inițială, rețeaua de curbe la outer boundary, rețeaua contur exterior, iar la inner boundary am selectat acest contur
care este evidențiat cu albastru. Și am specificat și continuitatea în tangență față de suprafață, bineînțeles, în această toleranță. O curbă selectată poate fi ștearsă cu Remove Curve, se poate șterge selecția. Și am dat click pe curbă și pe suprafață pentru a specifica tangența. Am obținut această suprafață și după OK se ascund elementele selectate. Pentru a putea selecta ulterior muchile suprafeței existente în loc de muchile în loc de curbele rețelei de curbe. Bun, și am creat apoi restul suprafețelor. Selectând doar acest contur exterior. Și am obținut aceste suprafețe. Pe care apoi le-am unit cu join și am obținut valori suficient de mici la margin distance și angular threshold, astfel încât să nu apară semne vizibile sau muchii vizibile pe piesa finală. Pentru a obține aceste valori am modificat și parametrii, anumiți parametri în anumite power fit-uri. Bun, am terminat cu suprafețele complexe și am trecut mai departe la crearea suprafețelor simple. Activez din nou mesh-ul inițial. Și aceste suprafețe le putem crea cu acest 3D Primitive Recognition. Aici aș putea, de exemplu, să izolez o porțiune plană din mesh, cum ar fi aceasta, folosind acest flood. Și se va selecta mesh-ul atât timp cât unghiul dintre fețe este mai mic de 5 grade. Dar pot să creez suprafața plană și direct pe acest mesh cu această comandă, pentru că întâlnim și aici unghiul respectiv.
Și atunci dacă dau click, observați că s-a creat suprafața. Lucrez în acest geometrical set și pot și să o editez trecând de acești manipulatori sau modificând această linie. La fel pot să folosesc și acest cilindru pentru găuri, de exemplu. Dar aș putea să fac și secțiuni pe care apoi să le extrudez cu comenzile din GSD. De exemplu, aș putea să folosesc acest planar section pentru crearea secțiunilor prin mesh. Selectez mesh-ul și planul și această suprafață plană pentru a obține o secțiune într-un plan paralel cu aceasta. Apply și OK. Am de asemenea posibilitatea de a crea mai multe secțiuni. Dacă modific acest număr și distanța dintre ele, bun, și acum aș putea să creez fie niște curbe 3D cu acest curve on scan, selectez secțiunea curve from scan și dacă îi dau apply, o va crea în funcție de acești parametri, în funcție de punctele prin care trece această curbă. Aș putea să șterg aceste puncte cu removal points și să specific eu punctele prin care vreau să treacă curba. Și am obținut această curbă 3D, dar eu aș vrea și să o editez și atunci în acest caz aș vrea să o editez simplu. În acest caz ar fi mai potrivit să folosesc Sketch from Scan. Și pot să procedez similar, selectez schița, removal points, specific punctele prin care vreau să treacă
apply și vedeți că mi-a creat această schiță, iar în schiță a creat o linie și un cerc. Validez schița, iar apoi pot să o editez foarte simplu. De exemplu, aș putea să aplic acest trim. Am procedat similar pentru restul fețelor și secțiunilor și am creat aceste fețe plane, aceste fețe cilindrice, apoi am extrudat schițele și am unit toate aceste suprafețe în afară de fețele cilindrice dintr-un singur trim. Am aplicat apoi racordările. Și am făcut găurile. Și vedeți, am obținut un model fără muchii ascuțite, care se încadrează foarte bine în toleranța impusă. În general, unde sunt zone roșii sau albastre, sunt defecte ale meșului. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc că ați participat la acest webinar. Puteți să îmi adresați întrebări și pe această adresă de e-mail. Bun, dacă mai sunt alte întrebări, nu am nicio întrebare în lista de chat deocamdată. Bun, mi-a apărut lista. Un moment să văd cum o pot accesa. Da, am o întrebare, cât costă astfel de soluție. Eu nu cunosc răspunsul, dar vă vor contacta cei din departamentul de vânzări.
Bun, se pare că nu mai am alte întrebări. Vă mulțumesc încă o dată că ați participat la acest webinar. Dacă aveți alte întrebări sau alte probleme tehnice, puteți oricând să înscrieți pe această adresă de e-mail sau pe adresa oficială a firmei. La revedere și toate cele bune!